Înaintea ultimei etape din Liga 5-a Dâmbovița, titlul de câștigătoare a campionatului nu era încă decis, întrucât jocul direct dintre primele două clasate a fost programat chiar în ultima rundă. Înaintea acestui joc, echipa din Braniște conducea în clasament cu 92 de puncte, două mai mult decât Libertatea Urziceanca. Învingătoarea din acest joc urma să promoveze direct, iar formația de pe locul secund să joace un meci de baraj cu echipa de pe locul 2 din cealaltă serie. Plutonul urmăritoarelor venea la mare distanță și era condus de Olimpia Picior de Munte cu 67 de puncte, pe locul 4 situându-se Denta Stărtășești cu 60 de puncte. În ultima etapă, mai multe formații căutau să părăsească pozițiile de la locul 14 în jos, întrucât acestea erau aducătoare de emoții, urmând fie să retrogradeze direct, fie să dispute meciuri de baraj pentru menținere în acest eșalon. În această situație se aflau în primul rând Voința Vișina și Sportul Mogoșani, dar nici echipele din Dobra ori Tomșani nu erau lipsite de griji. Petrolul Răscăieți, Unirea Cobia și Unirea Nucet erau deja retrogradate înaintea ultimei etape.